Binecuvântate din partea lui Dumnezeu. Sunt pentru biserica locală în dimineața aceasta și pentru noi toți. Amin. Este un har din partea lui Dumnezeu ceea ce vedem cu toți aici. Stimați frați și surori, iubiți oaspeți, prieteni, doamne și domni, aș vrea să vă salutăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă aduc salutări sfinte din România. De altă dată aduceam din Spania. Am vizitat foarte mult Belgia și în special această biserică. Și este pentru mine o bucurie și o cinste faptul că m-ați invitat la această sărbătoare pe fratele Daniel. Dar suntem mai mulți aici care am făcut și vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Imaginea care văd în fața mea este slava Domnului și binecuvântarea care vine din partea lui Dumnezeu. O introducere, înainte de a citi un pasaj biblic, am făcut o recapitulare la șederea familiei mele în Spania. 8 ani de zile am locuit lângă mare în Spania. A fost păstorul bisericii Elim din Rocheta de Mar, mulți ani de zile. Și în momentele acelea, în care locuiam în Spania, nu de puține ori eram chemat la deschideri de biserică. Anul trecut număram 187 de biserici române pentecostale. În momentul în care a început să vină, să fie exilul acesta, ieșirea aceasta din România spre Spania, poporul spaniol a început să-și pună mari întrebări. Și un păstor în vârstă spaniol spunea următoarele: cu 65 de ani în urmă, Dumnezeu mi-a profețit: voi aduce un popor de la mare depărtare care va fi o pildă și lumină pentru națiunea voastră. Și au început să se gândească la multe naționalități. Dar când a început să vină spaniol, când să vină români în Spania, să se deschidă zeci și zeci și zeci și sute de biserici și oamenii la geaburile lor, la locul de muncă, în firmele care le aveau deschise, reprezentau pe cineva, și-au dat seama și au realizat că este poporul care Dumnezeu l-a trimis pentru ei. Știți ce vreau să spun cu aceasta? Facă Domnul ca românii să fie o binecuvântare pentru Belgia. Și dacă e vremea acestei naționalități, acestei țări, acestui popor, vremea care a fost cu ani în urmă pentru Spania, zilele aceasta Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Când prima dată am fost chemat în biserica aceasta, numărau vreo 50 și ceva de membri. Astăzi, peste 200. Nu-i așa chemare Dumnezeu? Nu-i așa că Dumnezeu lucrează și astăzi? Și pentru aceasta zic Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Permiteți-mi să citim pentru seara aceasta doar un verset biblic. Așa cum spuneam și aseară și aseară, omiletica spune să nu ridici biserica doar pentru verset sau două, totuși am vrea să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, să ne ridicăm și să citim versetul 31 din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Versetul 31, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Amin. Haideți să ne îndreptăm unii spre alții în momentele următoare, să ne dorim binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Mă bucur să văd atâția frați, prieteni ai mei, atât de aici cât și din alte părți. Mă bucur să o cunosc personal pe sora Adriana, soțul am înțeles, sora, pe alții, corul de la Bruxelles, frații slujitori, pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumesc, vă rog acum să reocupați locurile.
Vi, frați și surori, stimați prieteni, doamne și domni, așa cum am spus, este un har, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să fim aici. Amin. Și aș vrea să vă spun încă de la început, să pornesc de la următorul adevăr. Prezența noastră este aici realizată prin cea mai importantă personalitate a istoriei umanității și a cerului și a spiritualității. Numărul 1 și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. A Lui să fie toată slava, toată gloria în vecii vecilor. Amin. Amin. Dacă suntem în dimineața aceasta, aici suntem pentru că cineva a murit pentru noi, pentru că Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui, voia lui Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre. Și permiteți-mi să vă spun în această seară, în această dimineață, rectific, că datorită acestei identități a Bisericii, suntem noi astăzi aici prin binecuvântarea Lui și, repet, numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Slavă Lui în vecii vecilor. Când vorbim despre biserică, este o deschidere de biserică, este un nou început, deși biserica a funcționat până acum. Dar într-un local nou, într-un alt cadru, și a fost foarte multă muncă, sacrificiu financiară, fizică, psihică, foarte mult interes au depus mulți frați aici ca să se realizeze deschiderea acestui local. Și mă gândesc, pentru că am trecut prin astfel de experiențe în Spania, atunci când se dorea și când se dorește să se închirieze un local, cei care sunt proprietari, și nu ar vrea să fiu înțeles greșit de cei care sunt proprietari acestui local, se gândesc că e bine dacă îl vor zugrăvi un pic, dacă poate vor pune un pic de mochetă, e ok, e suficient. Noi avem un alt obiectiv și obiectivul nostru este casa lui Dumnezeu să fie mai frumoasă decât casa noastră. Amin? Asta este de fapt realitatea. Noi trebuie să ținem la casa lui Dumnezeu și să investim pentru casa lui Dumnezeu. Dar când vorbim de biserică, m-am reîntors în patria noastră, în România, m-am restabilit de 8 luni de zile cu soția, cu familia, cu copii și acum... Fac doar o paranteză, am decis să rămân pe latura aceasta de păstor evanghelist, fără să preiau activități de biserică. Și când am ajuns în biserică, prietenii mei păstori din România, frate, dar unde o să fii? Unde o să slujești? Ce sector o să ai? Te-a chemat cineva? Vrei să preiei ceva biserici? Și în mintea noastră este gândul acesta, frate, dar câți membri ai? Câți metri pătrați? Câte activități? Ai cor? Oh, bun. Ai și fanfară, ok. Ai și grupuri de cântare, ok. Mai ai și anumite, așa numite personalități în cântare sau slujbă în ceea ce privește lucrarea spirituală. Perfect. Dar Biblia nu vrea să spună lucrurile acestea. Au importanță, dar mai puțină importanță de ceea ce spune Biblia. De la 2 sau 3 pornește adunarea, Biserica lui Hristos. Cel care este fondatorul și este, reprezintă biserica, identitatea bisericii, este Iisus Hristos, Domnul. Amin. Și dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, spune versetul 18, capitolul 1. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Și spunea fratele Daniel în această dimineață, Hristos este stăpânul acestei clădiri. Amin. Hristos este stăpânul pământului și al nostru. Mărirea Lui. Lăudat să fie El. Amin. Aș vrea să avem o altă imagine despre biserică. Și aș vrea doar selectiv să subliniez cel puțin 8 adevăruri în formarea bisericii, în instituția aceasta care se numește Biserica lui Hristos. Cel care a făcut primul pas este Dumnezeu, care și-a exprimat și și-a arătat dragostea față de noi. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A gândit un proiect de salvare a omului din păcat. În momentul în care Domnul Iisus Hristos este părăsit chiar de ucenici,
Este momentul crucial când Domnul între cer și pământ a târnat pe un lemn. Pe Golgota, care tradus înseamnă craniul, locul strigătelor, durerii, amărăciunii. Când Domnul e părăsit de toți, când ucenicii chiar se duc până acolo încât se ascunde frica iudeilor în spatele ușilor. Cineva se apropie de Iisus. Și nu era oricine. Era un tâlhar. Era un păcătos. Era un nimeni. Era o pleavă a societății. Aduce aminte și de mine când vei intra în împărăția ta. Acest Iisus, chiar dacă a fost părăsit în anumite momente, a plâns pentru noi, a suferit pentru noi. Al doilea adevăr este că în formarea bisericii, El a acceptat voia lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Trei. Al treilea adevăr este că acceptă să se nască, să părăsească slava, gloria și să vină pe pământ. Luca 2,11. Tradăm doar și doar subliniem câteva versete, adevărul scripturale. Se botează în apă și lasă pildă de urmat, Matei 3, de la 13 la 17, biruiește ispita, Matei 4, de la 1 la 11, atunci când este provocat de Duhul și dus în pustie și vine diavolul la el și biruiește ispita, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. A misionat. A înțeles chemarea și lucrarea chiar atunci când intră în patria lui și când mari întrebări, 7 întrebări se ridică în dreptul Domnului Iisus Hristos. De unde are el înțelepciunea? De unde are minunile? Nu este el fiul tâmplarului? Nu este mama lui aici? Nu sunt surorile lui aici? Nu sunt frații lui aici? Cum dar de are toate aceste lucruri? Se încheie ultima întrebare. Domnul când intră în patria lui Nazaret, scopul primordial al Domnului, prioritate în viața de slujire, de misionarism a Domnului Iisus Hristos, a fost să intre în sinagogă. A intrat în sinagogă și a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun în dimineața aceasta, n-am alt obiectiv decât să-L predic pe Hristos, cel viu și adevărat, care mântuiește dimineața aceasta, care cred că va cerceta și inima belgenilor în această dimineață. Am avut bucuria și harul să văd spaniol care a intrat în apa botezului în perioada șederii acolo. Mă rog ca Dumnezeu să mântuiască Belgia. Amin. Dumnezeu să mântuiască Belgia. Amin. Dumnezeu să mântuiască românii de aici. Amin. Cel care aduce viață veșnică, cel care schimbă, transformă caracterul, este Dumnezeu. Amin. Este Duhul lui Dumnezeu care este în adunare dimineața aceasta. Amin. Trece printre rânduri și atinge fiecare inimă. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Al cincilea adevăr, se roagă în Ghețiman și duce lupta aceea care trebuia să o ducă între moarte și viață și acceptă voia lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, paharul acesta, dacă e posibil, îndepărtează, dar totuși, Doamne, vreau să accept voia ta. Al șaselea adevăr este răstignit. Și e răstignit pentru mine, e răstignit pentru dumneata. Noi l-am răstignit, voi l-ați răstignit, spunea omul lui Dumnezeu Petru, în predica complexă, inspirată de Duhul Sfânt, când mii de oameni îl ascultau, când audiența lui Petru acolo erau impresionați de ce au văzut acolo, de ce au auzit. Dumnezeu lucrează miraculos, extraordinar. Clar. Și le spune Petru, clar, voi l-ați răstignit, l-ați dat pe mâna preoților, voi sunteți vinovați. Acest Iisus a fost răstignit pentru noi. În mâinile Lui și în picioarele Lui am fost săpați. Prin jertfa de pe cruce avem parte de mântuire. Și recitesc ceea ce am spus despre tâlharul de pe cruce. În momentul în care lansează dorința aceasta, se interpune între El, adică Iisus care era un străin, și prietenul Lui de pahar, de distracții, de furturi, de păcat, și spune pentru noi doi e drept o astfel de o sândă, dar acest om, această persoană, această personalitate este fără nicio vină. Și Domnul se uită în ochii lui, se uită în ochii dumii tale. Și Domnul Iisus îi spune în această dimineață chiar, azi vei fi cu mine, rai. Am o soție, zic eu, cea mai frumoasă din Bistrița, mă mai ceartă câteodată când mă urmăresc. Am trei copii, foarte frumoși și minunați.
La prossima scuola. Miercoli avevo bonus per Romania. Dacă nu voi ajunge în Romania și ajung direct în cer, nu e nicio problemă. Chiar dacă mi-e dor de ei, chiar dacă iubesc ca pe ochii mei, îl iubesc mai mult pe Iisus. Și mi-e dor de Iisus. Și aș vrea atât de mult să-mi spună dimineața aceasta, Iisus, te vii, azi vei fi cu mine în rai. Aceasta e garanția, aceasta, siguranța aceasta, că dacă mori, dacă pleci de pe pământul acesta, vei merge în cer la Dumnezeu. Să se deschidă cerul pentru dumneata în dimineața aceasta și Hristos să te elibereze, să te mântuiască. Lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor. Al șaptele adevăr în formarea bisericii, sfârșitul unei ere, sfârșitul vieții umane și începerea vieții spirituale, adică a vieții veșnice. Luca 23, 46 și versetul 22 din Ioan 20 tratează începerea erei eterne. Învierea pentru eternitate. Iisus, chiar dacă a înviat, când a părăsit cerul, a părăsit gloria, telegrafic în direcția aceasta, a ajuns pe pământ, a ajuns în Ghețiman, locul aceeași literă începe. Trei, a ajuns pe Golgota, a ajuns patru în groapă și Domnul Iisus a ajuns în glorie. Și chiar dacă a mers în glorie, și chiar dacă a ajuns în glorie, și chiar dacă șade în glorie, El este aici. El este cu noi în dimineața aceasta. Și datorită Lui, biserica astăzi trăiește. Și așa în dimineața aceasta, doar în câteva minute, să mai rămânem asupra cuvântului și să expunem titlul care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru dimineața aceasta, identitatea și imaginea bisericii primare. Vă spuneam că identitatea bisericii este Iisus Hristos. Cel care reprezintă biserica este Iisus. Datorită Domnului Iisus Hristos trăiește biserica astăzi. Dacă de-a lungul anilor și a secolelor s-au luptat oamenii pe întreg pământul, pe globul acesta pe care noi locuim, s-au luptat să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, s-au luptat să nu mai existe biserica lui Dumnezeu, a rămas, rămâne și va rămâne în picioare. Că cel care reprezintă și este identitatea bisericii este Iisus. El o apără, priviți cu atenție, când rabinul Saul, când cu semnătura în mâna lui, scrisoarea spre Damas, pornește la drum pe un cal cu sânge, sabia în teacă, bodyguards în spatele lui, n-aveau pistoale, dar erau bine pregătiți și armați, să apere pe rabinul Saul, omul pregătit la picioarele lui Gamaliel, când ajunge pe drumul Damascului, îi se interpune identitatea bisericii, îi se interpune prințul cerului, o lumină răsare din cer și coboară în fața lui Saul. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și ascultați ce spune rabinul Saul. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus, mă reprezint. Și arăta legitimația, poziția. Sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Adică, prigonind biserica, fiind pe urmele ei să-i faci rău, eu sunt identitatea ei, tu prigonești de fapt pe mine, persoana mea, personalitatea mea. Nu sunt Iisus. Ce vrei să faci? Du-te în cetate. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Prima imagine a bisericii primare este unitatea. Sunteți din multe zone ale țării. Am avut în biserică 16 județe. N-a fost ușor. Și nu este ușor pentru slujitorii din diaspora. Dumnezeu să le dea înțelepciune. Și multe idei împărțite și multe gânduri diferite. Dar știi ce vă îndeamnă Dumnezeu în dimineața aceasta? La unitate. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta, în următorul adevăr. Pe când se afla cu ei,
Cine Iisus, cu cine? Cu ei, la plural. Erau împreună, le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim. Să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Acuia, fraților. Numărul celor adunați la olaltă era aproape 120 și a zis, versetul 1 din capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Facă Dumnezeu ca această biserică să rămână una. Amen. Și dacă mai este o biserică, să fie amândouă una. Amen. Dumnezeu să unească frații din turnout. Să fie unitatea care o dorește Dumnezeu. Este imaginea bisericii primare. Al doilea adevăr care vreau să-l subliniez. În imaginea, în identitatea bisericii lui Dumnezeu, bisericii primare, este plinătatea Duhului Sfânt. Fapte 2 cu 4, se rugau, cereau din mâna lui Dumnezeu și spune cuvântul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Amen. Și este extrem de important să cerem această călăuzire și putere care vine de sus. Dumnezeu să umple biserica de Duhul Sfânt. Amen. Apoi, al treilea adevăr care îl găsim în imaginea bisericii primare este putere în rugăciune. Amen. Am întâlnit biserici trist care astăzi practică rugăciunea popcorn. Copiii mei mai încerc să le cumpăr când mergem la oraș. Pune porumbul și în două secunde este porumbul copt. Îi ridice picioare. Nici nu se face un minut și se așează jos. Genoflexion, sus, jos! În momentul în care se rugau, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 4, versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Să nu plecați de la Ierusalim, rugați-vă acolo, rămâneți în odaia de sus până nu veți primi o putere. După ce s-au rugat, a venit Duhul lui Dumnezeu apoi. După ce s-au rugat, din nou repete cuvântul, s-a cutremurat locul acela. Primii care ne-ar scoate afară ar fi proprietarii dacă s-ar tremura clădirea aceasta. Ar zice, ieșiți afară, că se dărâmă clădirea mea. Era un orașul Elche, în Spania, la o seară prelungită de rugăciune de stăruință. Și în timp ce ne rugam, bate cineva la ușă, poliția. Un echipaj de poliție, vreo 6-7 polițiști, 2 mașini afară, pompierii în jurul lor, oameni buni, ce ardeți! Că am fost anunțați și sunați că deasupra clădirii proprietarului X se văd flăcări. Măriveți-i. Nu ardem nimic. Noi doar suntem la rugăciune. Dar în seara aceea a botezat Dumnezeu peste 10 persoane cu Duhul Sfânt. Măriveți-i. Erau flăcările lui Dumnezeu care ardea acolo. Doamne, umple-ne de putere rugăciune. Amin. 4. Interes de egalitate și trăire frățească. O, ce greu! Mie mi-ar fi ușor acum, că opelul meu Zafira deja are 300 și ceva de mii și deja a expirat, are aproape 10 ani vechime și mi-ar fi greu să vând să-mi par cu dumneavoastră, dar dacă aveți BMW-uri și mașini ultimul tip și jeep-uri care urcă pe deal așa, fără, ca o pasăre, ar fi greu să le vindeți. Ar fi greu să vindeți casa, să le aveți toate de obște. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că ei trăiau în egalitate și trăire frățească. Familiară. Versetul 32 din capitolul 4 tratează acest adevăr. Și citim cuvântul lui Dumnezeu. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui. Aveau toate de obște. Și vă-l trec. Nu trebuie să răspundeți. Acum ceilalți și-a stupă urechile,
doar pentru cei localnici, din salariile dumneavoastră în perioada renovării, cât la sută ați pus pentru Dumnezeu? Din puținul dumneavoastră sau multul dumneavoastră, sau echilibratul salar venit, cât ați pus pentru Dumnezeu? Am să vă aduc o ilustrație. Fratele Oan Ghicioi, care păstorește cea mai mare biserică pentecostală din lume, are un sector de câteva biserici. Și undeva într-un oraș, în Coreea, a hotărât cu biserica respectivă să deschidă o clădire care să numere 14.000 de locuri. Și a început renovarea, construcția. A finalizat ridicarea bisericii, acoperiș, tot, dar mai aveau nevoie pentru finalizările finale, zugrăvit și alte amenajări, de încă $1,000,000. Când s-a uitat la caseria bisericii, nu mai erau fonduri. A hotărât o adunare generală cu toată biserica și au început să discute și să lanseze provocarea să se scrie fiecare pe un caiet sau să trimită un bilet cu suma care poate să ofere pentru a renova, a finaliza clădirea biserică. Și toți au început să se scrie pe caietul respectiv și într-un târziu. O soră în vârstă, o văduvă, s-a ridicat în picioare și a spus: frate păstor, frați și surori, eu nu am acasă decât un singur bol. Sunt văduvă, n-am pensie, sunt foarte săracă. Dar în bolul acela am 2 pungi de orez. Am să merg acasă și am să fac ca și văduva din Sarepta. Am să fierb orezul acela, am să-l mănânc. Și următoarea zi dimineață am să merg la piață. Și voi vine bolul acesta. Și când voi primi pe bolul acesta, am să donez bisericii. S-a terminat biserica, a plecat acasă și a fiert orezul, a mâncat orezul. Sunt conștient că n-aveți dat prânz orez. Chiar dacă e delicios câteodată, dar nu ne compromitem cu orezul. Undeva prin sarmale mai băgăm, dar mai puțin, mai multe care. 3 prieteni de-a mei din Austria le-a fost dor, erau la pădure. Facem aici o paranteză, la muncă, la pădure, la tăia de lemne, le-a fost dor de sarmale. Și a sunat pe mama cum să facă sarmale. Și a zis: orez, carne și așa. Și i-au pus 1 kg de carne și 3 kg de orez. O să se facă la toți muncitorii și tot a fiert orezul și a fiert și l-au mutat într-o ală și alta mai mare și mai mare până au ajuns mai să-l pună în cadă. Dar nu ne compromitem, că nu e așa de gustos. Sunt conștient că aveți bucate alese, că aveți sucuri de toate felurile. Mulțumesc lui Dumnezeu! Dar nu uitați de Dumnezeu și de casa alese. S-a dus la piață! Trecut ora 9 și n-a auzit nimeni nimic către ea. Și a trecut ora 10 și nimeni n-a întrebat-o nimic. Și a trecut 11, 12, la 1 se finaliza piața. Și pe când să se termine piața și a căzut în descurajare, în deznădejde, vroia să-și ia bolul să plece acasă, cineva a venit, abia respira, alerga și a venit la ea. Și a zis: de dimineață, bunicuțo, te caut. Ce-ai de vânzare? Și-a zis: am un bol de lut. Și de ce dumneata, măicuță, pe bolul acesta, bunicuță, dragă? Care i-a zis că ce eu pe bolul acesta, dumneata nu o să-mi oferi. Și-a zis: dar totuși spune-mi, te rog, cât cer pe bolul acesta? Și i-a zis: $1,000,000. Fiecare dintre noi am zice că-i dusă de acasă, o trimitem la spital, la Betleam. Scos un cec din diplomatul lui, a semnat un cec și bătrânica aceasta nu știa să citească, nu prea știa cifrele prea mari. A luat cecul acela, l-a pus bine în buzunar și abia așteptat să vină joi seara să meargă la slujbă, la biserică. Și s-a dus la păstor și a oferit cecul și cec scria $1,000,000.
Uite de ce a făcut Dumnezeu minunea aceasta. Pentru că acea văduvă a dat tot ce a avut și a fost gata să dea tot ce are în casă pentru Dumnezeu. Așa ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inima, să fim gata să dăm pentru Domnul și Dumnezeu ne va binecuvânta. Și Domnul să binecuvinteze mâinile care au muncit aici, banii care s-au dat, Dumnezeu să înmulțească, Dumnezeu să lucreze, slăvit să fie numele Lui. Apoi, al cincilea adevăr și cu aceasta mergem spre încheiere, este o creștere numerică, dar prin ajutorul Duhului Sfânt. În imaginea bisericii primare găsim creșterea numerică, înmulțirea, dar cu ajutorul Duhului Sfânt. Și biserica cum? Se bucura de pace? În toată Iudeia, Galileea, Samaria se înmulțea sufletește, se îndărea rectific sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. În încheierea mesajului, aș vrea să vă spun, iubită biserică, frați și surori, stimați prieteni, Doamne și Domn, că de fapt biserica lui Dumnezeu nu se șablonează doar la atât. Este foarte important, este extrem de important să găsim în bisericile noastre unitate, plinătatea Duhului, putere, rugăciune, interes de egalitate, trăire frățească, familiară. Să găsim o creștere numerică, dar biserica lui Dumnezeu nu se va înmulți doar să rămânem șablonați aici, într-un registru, în biserică. Dumnezeu cere ca biserica să reprezinte pe Dumnezeu dincolo de zidurile sale. Și aici ar fi un alt subiect foarte frumos, foarte palpitant, biserica de dincolo de zidurile sale. Și dincolo de zidurile sale, biserica este chemată să-L reprezinte pe Dumnezeu, să-L predice pe Dumnezeu. Și cei care vor asculta cuvântul și vor vedea felul nostru de trăire, se vor întoarce la Dumnezeu. Amen. Dar să nu fiți ispitiți să spuneți, auzi, Domnule, dragul meu coleg, uită-te la Iisus, nu la mine, nu la acutare, nu la Iisus. Petru și Ioan a zis, uită-te la noi. Dumneavoastră trebuie să fiți pildă. Noi trebuie să fim pildă. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Dar să avem interes pentru cei nemântuiți. Amin. Și închei spunându-vă că Dumnezeu lucrează și va lucra în biserica aceasta. Amin. Să nu descurajați, să nu aveți deznădejde că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. An de zile, cred că sunt vreo 5 ani de când vin în Belgia, în biserica aceasta, și aproape în fiecare an, cel puțin de 2 ori am fost aici. Vreau să vă spun, mi-aduc aminte că de multe ori discutam cu dumneavoastră. Dumnezeu ne-a promis că ne vom înmulți. Dumnezeu ne-a promis că ne va ajuta să deschidem un local nou. Dumnezeu ne-a promis lucruri mari. Le-a făcut până aici. Și putem declara ca omului Dumnezeu, Samuel, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat, slăvit să fie numele Lui, dar nu rămâneți șablonați doar la atât și să aveți interes de cel nemântuit, căutându-i pe stradă. Și am să vă spun un exemplu telegrafic, încheiând acest adevăr, sublinind acest adevăr. Eram la un botez în Spania, în orașul tot el, ce spuneam ceva despre el, ce, și slujim la botezul acesta undeva pe ultimile bănci, am văzut o mulțime de tineri cu plete, cu cercei tatuați, cu bluși tăiați, și m-am întors la păstor și am zis, măi, ce se întâmplă aici? Să nu avem, bine, în ghilimele spun, să nu avem surprize, să nu avem probleme, să nu ne ia cumva ăștia la bătaie. Nu, că sunt verificați, sunt testați, sunt acolo, stau frații cu ordinea, dar vreau să spun ceva, Ștefi. Predică. Și după ce vei predica, îți voi spune un adevăr. Am predicat cuvântul lui Dumnezeu și după ce am predicat, nici n-a apucat să-mi spună că am și observat prin mărturisirea unui tânăr care era îmbrăcat în haine albe. Și înainte de a fi întrebat, în apa botezului a spus, toți cei din spate sunt prieteni de pahar, de droguri, de furturi, de păcat. Dar cineva din biserica aceasta a fost interesat de mine. M-a căutat pe străzile orașului.
ma chiamarla biserica centrosì la primitpe domnul în viața mea. Slavă ție. Pe toți acei astăzi cu Biblia sub soară prin orașul Elce îi le predică, îi caută, le spune despre Dumnezeu. Dumnezeu să lucreze. Amin. Amin. Amin.